Măsura aplicată de AJF Buzău vizează o mai bună pregătire a tehnicienilor din județ în contextul în care, până acum, regulamentul era mai mult decât permisiv. Toți antrenorii echipelor de Liga a IV-a vor trebui să obțină licența CUEFA pentru a putea sta pe bancă, în timp ce tehnicienii de la ligile inferioare vor putea activa în baza unui atestat de monitor sportiv. Cursurile de monitor sportiv vor fi organizate de AJF Buzău, iar antrenorii vor putea participa gratuit. Perioada de pregătire este programată între 27 și 31 august. Asociația Județeană de Fotbal a hotărât ca toți antrenorii care oficiază în campionatele județene să dețină o licență care se acordă de Federația Română de Fotbal sau de Asociația Județeană de Fotbal. După cum știm, pentru Liga 4 și competițiile de juniori Under 15, Under 13, Under 12 și Under 11 este necesară licența C, ca antrenorii să dețină această licență C. Pentru ligile a 5-a, 6-a și competițiile de juniori din deschiderea campionatelor, este necesară licența D, grassroots, certificată de monitor sportiv. Pentru aceasta, Asociația Județeană de Fotbal efectuează un curs în perioada 27-31 august, până începe campionatul Ligii a 5-a. Doritorii vor depune o cerere Asociația Județeană de Fotbal, vor participa la acest curs, să vă dau o testare la final și vor primi un certificat de licența D plus carnetul de antrenor vizat pe anul în curs și vor putea lua loc pe banca tehnică. Cei care, antrenorii care nu au această licență, nu vor putea lua loc pe banca tehnică. Până acum, certificarea forului județean și a Federației de Specialitate era facultativă la nivelul diviziilor a 5-a și a 6-a. Decizia școlirii antrenorilor din județ a venit și în urma rezultatelor modeste obținute de campioana județeană la junior Diadema Ghereseni într-un turneu regional desfășurat la Buzău. Prezenți la toate partidele, oficialii AJF au depistat lacune grave în pregătirea tinerilor fotbaliști din județ. A fost obligatorie pentru licența C, pentru Liga 4, pentru Liga 5 și a 6 a fost facultativă. De anul acesta este obligatorie. Noi am considerat obligatorie pentru, la nivel județean, cel puțin la competițiile de copii, se învață abecedarul fotbalului. Este foarte important ca cel care îndrumă copilul pentru primii pași în fotbal să învețe corect cum să face un stop, cum să șutează la poartă, cum să face o preluare, cum să se poziționeze în teren, pentru că am văzut în foarte multe jocuri și acum la Cupa AJF, jucătorii nu știu să se poziționeze în teren. Am văzut campioana județului Buzău, Diadema Ghereseni, care a câștigat la pas campionatul, a jucat în acel turneu zonal la care s-a desfășurat tot la Buzău și nu au obținut decât o victorie și au jucat cu echipe importante, dar erau, pe lângă lipsa de pregătire fizică, erau foarte haotic poziționați în teren. În perioada imediat următoare, AJF Buzău va organiza și un examen pentru observatori. Condițiile și actele necesare se găsesc pe site-ul Asociației Județene, iar examenul se va desfășura pe 6 august. Aspiranții trebuie să obțină cel puțin nota 7.